Ok, deci să-l trefăcești bine, oare că sunt un episod despre noastră de Minecraft Hexit, de aici pe lumea noastră magnifică. Suntem și am plecat un pic la explorat. Suntem aproximativ unde v-am lăsat data trecută. Am făcut eu, acum am mai vânat niște armadillo, niște de nu merge, cum îi cheamă? Arici. Și mi-am făcut un skill de asta și am mai multe vulpi și mi-am făcut niște botoși. Nu prea sunt foarte bune armurile astea, dar mi-am făcut și sabie de diamond. Și nu știu, să explorăm un pic din ce găsim pe aici. Ok, bun. Ok. Nu știu, deci avem inventory spawn. Cam mi-am luat țeapă, că rămân cam fără torțe. Opa, hopa, 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 sta să discutăm un pic. Sunteți cam mulți. Opa, ok, bun. Asta mi-a dat niște fier aici. Nu să zic, nu absolut deloc. Ok, stați așa. Că niște pantalonași. Trebuie să mâncăm ceva. Dar nu fără torță am pus acasă să fac niște nu căl de la charcoal. O esență chestie. A, știu dungeon de genul ăsta. Ne mai trebuie torțe. Dacă vine fraierul pe mine, da, pot să-l fac, dar așa, fără torțe, nu. O să intru aici cu o grămadă de moști. Ok, bun, am făcut niște esență. Chiar foarte bună esență asta. Dar, momentan, vedeți, putem să facem tot felul de chestii din ea. Dar, momentan, e cam trebuie aici torțe și nu prea putem. Nu, 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 mergem acasă să facem torțe. Și venim înapoi aici după aia. Să și minerim un pic, o ducem destul de prost cu partea de materiale. Hai mergem acasă că e aproape. Mai facem niște, fac niște torți când ne trebuie, când o să ne trebuiască ceva. Sunt pune tangelurile astea, că îți dau o grămadă de iteme. O grămadă, o grămadă. Există backpack-uri? Dați-mi răspunde. Backpack. A, perfect. Păi sunt o grămadă pe care astea, spre exemplu, cum se face. Leather am, wool nu știu dacă am și gold am. Poate facem backpack. Spre exemplu, e backpack, ăsta cum se face? 8 bucăți de piele și o culoare. Și astea mari. Attend, bound, oh. Ok. Momentan facem un de la mic dacă putem. Hai să mergem la noi repede. Să și dormim, să facem zi. Ăștia ce sunt aici, urși? A, uite, vulpiță. Ok. Mă, ce urât face. A, am dă furpelt. Chiar nu mai am nevoie de furpelt ăsta. Că e cam useless. Și scrap meat tu nu poți să-l mănânci pentru necromans, mi se pare. Nu-mi trebuie momentan. Când o să vreau să mă apuc de necromans, o să strâng inimi și alte chestii, dar momentan. Bună. Stai, eu am... Da, am. Oh, bun, mai sunt niște iron gravel. Bun, hai să zic care e căsuța noastră. Eu mai pun waypoint-uri pe hartă, dar nu rămân să-l văd, nu știu care-i treaba. Avem și niște esență, chestiuțe. Casa noastră, asta e aici. Reputește. Să mai mărăm din mobi de pe aici. Opa, o carte. Ciocopedia!
E bine asta, dacă vrem ne facem un ciocobo. Și o să vrem la un dat. Ciocobo se numește, nu? Ciocobo. E bun ciocobo. Nu, backpack. Backpack. Da-ți de să scoate ceva pe internet. Caut un pic care e treaba cu ciocobourile, pentru că așa. Deci ciocobo unde se poate găsi? Așa, așa, așa. Taming. Trebuie green ghisahal din ăla. Dar tot nu înțeleg unde găsesc, sau stați că poate m-am uitat eu bine. Așa. Yellow Chocobo, unde se spunează? Hai să intrăm aici, repede să vedem care-i treaba. Dormim. Ce să spun? Internetul? Op, pardon. Și tăi nu vreau. Filmez. Filmez, taci. Nu mai scății scaunul ăla. Nu mai scății scaunul ăla, omule. Dar spune că pers... Nu. No. Vreau doar să știu unde se spunează ciocoburile și atât. Bun. Deci avem niște esență care nu era absolut deloc. Oase, fier, nu știu ce. Dar mai avem și aici fierul, că tu le stăm multe, le las acolo. Ciocopedia, mâncare. Ok. Ia vedem, ăsta ar trebui să fac aici. Bun. Și mai avem niște lemn de aici. Bag aici. Să fie. Am de cău? Știm că era cu cearcă, dar ok. Adică nu zic nu. Ok, așa, bucățele așa. Didi, vezi să nu pornești videoclipul. Dacă vrei să-l pornești, pune căști sau ceva. Ok. Avem 30 de torțe, e super. Vreau să iau lemnul ăsta la mine. Ok. Încă niște crawl. Să mai facem niște câteva rânduri de pețe. Pac, pac, pac. Pac. Hai să încercăm să facem un stack de torțe. Mă rog, astea resursele le facem noi rost de ele pe parcurs. Dar tu nu găsesc unde se spunează ciocobourile astea. Chocobocraft. Dar de fapt cred că se găsesc în majoritatea zonelor pe hartă random. Ok, dați-mi 2 secunde să închid Steam-ul. Bun. Hai să ne-am. Deci, avem tot ce ne trebuie la noi. Avem niște lemn, niște bețe. Să iau eu cărbuniște de aici. Mâncare, un crafting table, o lecușă de armură. Hai să mergem să vedem ce mai putem să facem acolo, că mai trebuie să găsim ceva. Sunt foarte bune zonele alea și dacă găsim era... stai că am vrut să facem un backpack. Stați așa, că am uitat. Ohoho! Dar n-am nicio culoare, parcă văd. Cred că pot să fac maro din cocobin. Da, putem să facem ghiozdanel maro, cred. Asta aici e crafting table, nu. Hai să încercăm să facem un ghiozdanel maro. Eu nici nu contează ce. Putem să facem așa, care e backpack normal. Facem maro, vrem maro. Momentan nu contează culoarea, să fie backpack. Bun. Hai să le mai sortăm un pic, nu știu, așa să zicem. Nu contează. Și hai să vedem. Ăsta din câte știu eu pot să-l pun cumva pe spate. Fiți atenți. Și avem mai slot. Dacă vreau să scap de el, perfect, să nu-mi ocupe loc în inventar. Până atunci băgăm toate stand-urile aici. Pac, nu rămâi aici, tu săgeți până la nevoie, momentan, perfect, atât. Și apoi putem să venim la să-l punem aici undeva și gata. Știu că celelalte cu
cu celelalte, astea primele, poți să le pui în spate și chiar se văd în spate frumos acolo, dar momentan nu ne trebuie. Ne trebuie să ne dea niște... să ne dea niște spațiu în plus de depozitare. Bun. Planul este așa, deci mergem, intrăm peste fraieri, bătem, omorâm tot ce prindem. Avem aici casă lângă spawn point, keep inventory, tot ce ne trebuie. Încearcă să nu râzi. Opa, un pic de de fliz, așa că se mai generează harta, n-am ce să-i fac. Ok, hai să bagă câte o torță și pe aici, de ce nu? Ok. Un pic de armură o să ne mai trebuiască, o să merg eu la un moment dat la minat, dar până atunci nu, eu sunt ok. Dar aș vrea cred că să mă rog, ok, așa, 1-5, 1-5, hai să zicem. Hai să vedem, să mai spună ceva pe aici de când am plecat. Ok. Ok, deci e fucking... Oh, nice, este așa. Ok. Nu să zic, nu deloc. Minereuri gratis. Să de fapt știți ceva, e hai să țin ăsta în inventar aici pe ultimul slot. Ca să mai bag chestii prin el. Ia uite, cărbune. A, e charcoal, mă, până la urmă. E charcoal, nu cred că am citit eu bine atunci. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. E un enderman pe zona. Pe la wood. Ce anumai să-l? Trebuie să mai fie mob pe aici, mă. Că n-am făcut torții degeaba. Taci, mă, de mă rog, mă deranjezi. Oh, electric essence. E bun rău ăsta. Ia, stați un pic așa. Staff. Electric staff-ul. Cum fac un staff? Și magic essence-ul? Nu cred. Îmi trebuie câte o... Man, trebuie câte o esență din fiecare. Găsesc destul de greu cât o holy fuck îți enderman. Dacă vreau să mă cam iau în parte cu voi. Nu știu cum să vă zic. Ok. Până l-am omorât. Mamă, ăștia mai sunt patru aici. Fucking Christ câți enderman. Jesus. Fuck. De chiudere la pe. A, lăsați-mă că am uitat să pun mai pun chestiile în ghiozdanări. Ia uite, bă, nu sunt rele chestii pe care le-am mai găsit pe aici. Ok. Bun, hai că dau un flare să-l omor. Repede, 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 jur. Ok. Bă, că momentan e chei pe aici. Nu sunete tâmpite, scot unul mobi. Unde e fraierul? Nu vreau să notesc cu el la spate, gen. Dar să mă pe aici, mă. Îi aud. Stânga sau dreapta? Hai pe dreapta. Opa. Pe tot în același loc, cred că ducem. Ambele locuri tot aici duc. Cine ai bă să stea niște morminte, ia? Ia spargem sub ele, poate ceva. Nu e nimic aici? Niște morminte pare că ar fi. A, iau ce și pe aici. Mormă. Bă, dar mulți mobi. Vreau să spun cu o grămadă de mobi. Bă, da. Deja începe să mă frecați. Atâtea viteme. De obicei primești shit-uri de la mobi. Cel puțin, da. Hai să mai curățăm, da, să mă dau un pic la o parte și să mai curățăm un pic. Nu care e ia de mine, adică. Și că o să curățăm când e cazul și backpack-ul, dar momentan nu e nevoie. Ok, deci cam asta o să facem next-ul ăsta, o să explorăm dungeon-ul ăsta. Băi, destul de maricel pare. Dreapta sau stânga, opa. O, am primit capul lui. Nice. Cap de creeper. Am vreau să mă aștept foarte mult. Dar știți ce n-am mai găsit? Ați văzut că la început au fost niște schelezi din ele.
Pac. Uite un tablou, ceva în spatele tău? Nu, nu. Poți să rămâi acolo? Bă, deci deja am avut un stack de săgeți și de torțe și deja am o fără. Okay, că rămâne fără spără torțe, plecam și ne reîntoarcem. Nu mai avem. Ăștia cred că-s de aia cu armură, nu-i așa? Ia uite cât sunt, bă, șatra. Op. Nu da tare fain. Gold. Tema ea e, bă, bine că ești guștri. Mori, fraiere, și tu închinuri. Opa, văd un spawner. Am văzut un spawner. O să te sparg. Bă, n-am nimic de rău deloc cu spawnerul ăsta aici. Oh. Nice. Este și ceva? Este să ciodim tot. Nu e rău deloc. Ia uite câte cărți. Stai, cărțile care sunt la fel. Bă, nu le arunc. Le sortăm acasă. Da, momentan mai bagă ce mi-a pus pe aici. Azi ce n-am nevoie, deci de tine nu s-am nevoie, de tine nu s-am nevoie, nu s-am nevoie, nu s-am nevoie momentan. Nici de tine, nici de tine, bag acolo, nici de tine. Poți să trec cumva fără să le iau, bineînțeles că... Nu mai avem torțe. Destul de mare dungeon. Destul de mare dungeon. Nu știu, hai să mergem până acasă, să vedem ce am luat de aici și cred că încheiem și noi că suntem de ceva timp pe aici. Deci, destul de mare dungeon, dacă n-ar fi în linie dreaptă, cred că te-ai pierde prin el. Și oricum, oricum, e mare rău. Dar e bine, adică chiar ai ce să explorezi. Eu nu știu. Ok, mormintele, chestii, pac. Om, dar chiar e grav. E mare grav. Uite un ce stamp, l-am lutat. Stai să le iau cu totul ca să nu mai mă opresc pe aici. Wow, uite un concest. Nu. Îl iau ca să știu că am fost aici, am luptat și n-am mai rămas. Ok, aici a fost o ușă, parcă... Aici am chilărit eu chestul ăla, mă rog, ăla nu mă tocă. Și hai să mergem până acasă să vedem ce am reușit să luăm de aici. Foarte bun backpack-ul ăsta. Chiar este foarte bun, adică ai niște sloturi în plus care chiar te ajută să stai cu inventarul prin cagușterul. Hai că n-avem mult de mers până acasă, e super aproape și super calme. Momentan o să ne bătem capul cu dungeonul ăsta, dar după aia dați seama că ajungem la castele, la dungeonul mai mare. Momentan astea sunt, da. Ce faci, bă, ursache? Ok. Din episodul următor poate terminăm dungeon-ul. Că vreau să ne apucăm să mai facem ceva. Să facem și niște ferme ceva, să băgăm un pic de minat. Pentru că o să avem nevoie momentan, nu ducem lipsă decât de niște minereuri. Pleacă de aici, că mă întrerupi. Bă, da, ia uite tupeul la el. Okay. Nu știu, hai să... Oh, mi-a dat un cartof. Nice. Am acasă cu o grămadă, dar e ok, adică e o rată foarte mică să-ți dea. Hopa, hopa, hopa! Îmi jur că nu i-am văzut pe aia și mi-a dat detai jumpscare-ul. Fucking Christ. Uai, de gama m-a speriat. Nice. Ce aș vrea? Dă-și mi-un pic din armura ta, că ai o grămadă. Botoși, nice. Chiar nu o să zic că nu sunt mai bun decât ce am eu pe mine. Chiar nu o să zic. Hai să vedem ce am luat, dar până atunci vreau să... Da, scap și un pic de itemele useless, adică ăsta. Ăsta, de fapt, e momentan, tu n-am nevoie, n-am nevoie. Bun, hai să vedem ce am mai luat.
Tu ce vrei, mă? Emeralde pentru cărți, mă, aș lege. Bun. You cannot rest now, there are monsters nearby. Unde-s, mă, măști? Unde vezi tu măști? Sus, pă, ce e? Unde n-ai trebuit? Aia, uite, pă, stai, ce faci, prietene? Taci, mă, neură, lasă-mă să mă culc. Hai să luăm pe aici, pe sus. A, pf, am mai văzut un guște. Bă, da, pleacă, bă, lasă-mă să-mi duc. Bă, nu, no, nu, no, no, deci nu mai am ciucupediac, deja am două. Hai să vedem ce avem pe backpack să scoatem de pe aici. Ok, ceva chesturi. Aha. Și aici o să... Și ce vreau să fac? Vreau să fac o chestie. Dăm niște lemn, că știu că am lemn aici, că călău bun. Și să fac așa, trei slaburi. Niște slaburi. Și dacă mai pun un ăsta aici, perfect. Avem ce, de să scot tot ce am aici. Tac, 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 tac. Bun. Tac, 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 tac. Ok, băgăm așa, nu știu, că ceva tot se mai închide din itemurile astea. Nu mai am o ciucupedia, deja las-o acolo prea multe ciucupedii. Nu asta, dar nu am de vedem. Hai facem un pic de curat și închidem și noi episodul. Dar ia stai să dormi repede, repede înainte să vine iară monștri în jur. Ok, perfect. Și aici va fi zona unde o să fac curat. Asta. Deci ceva, ia, fă-mi așa și fă-mi ceva de genul ăsta, așa. Poți să fac așa? Perfect. Shiny Bob Bubble ăsta, ceva cu ele. Shiny Bubble. Bubble. Ce fac cu Shiny Bubble ăsta, nu știu. Merge mâncat ceva? Parcă era de mâncare chestia asta la un moment dat. Nu știu. Hai să vedem ce mai mâncat de pe aici. Bones. Hai să vedem. Bane of Arthur plus chiar nu o să am nevoie vreodată. 4 cărți de aqua affinity. Naia nu cred că o să folosesc eu. În momentan cel puțin. Hai să vedem. Jos să... Hai ce mai avem pe aici. Vreau să fac un cufăr cu toate tipurile de esență pe care le avem. Esență, esență... Care vede esență? Cine vede primul unde esență, esență, esență? Bun. Hai să zicem că punem într-un chest micuț. Ok, hai să băgăm aici fără asta, spre exemplu. Și hai să vedem, fac un chest micuț undeva, aici, deasupra, așa și pun esențe multe aici. Deci în ghiozdanel o să ținem așa lemnul, niște cărbuni. Pleacă, mă, de aici, mă. Sați-mă să-mi văd de viață. Eu zic meret, faci pe. Ok, avem ce mai astea. Cearcă-l, de fapt, las că-i țin și pe ăștia lemne. Așa, crafting table-ul, apoi gălețile momentan nu, botoșii ăștia ține și pe ei, shiny bubbles ăstea le las aici momentan. Bun, hai de, deci, cred că astea sunt, hai să vedem ce scrie în ciocopedie aici. Că trebuie să scrie ceva în ea. Table of chocobos, in the wild, chocobos. Sunt aceste mari erbivore pusări care știu să și zboare, nu știu ce. Ok. Lerli tu nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Indă e așa. Deci le găsești mai peste tot. They are very scarce and in the interest of... Așa, așa, așa. Bun. Nu știu, cam astea. Și
ne spune și cum se înmulțim. Yellow cu yellow, green sau albastru, green plus albastru alb, yellow plus white black, black plus white gold și gold de la ce mai pe. Da. Și ce vreau să mai iau la mine înainte să începe episodul? Înainte să terminăm? Să țin gisahârâl. În episodul următor poate plecăm să căutăm și un ciocobă. Păi, fraților, până data viitoare am fost Radu. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lași un like, să vă abonați, să dați un jazz, vadă și prietenii voștri. Și da, cred că data viitoare mergem după un ciocobă. Să încercăm să găsim unul, că e foarte bun, un mount foarte bun. Avem și saddle și putem să-l facem repede. Da. Păi, cam asta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut, iar noi ne revedem data viitoare.